Moș Nicolae n-a mai avut răbdare și a venit mai devreme la copiii din satul mare. Aseară, însoțit de un ren și doi spiriduși, și-a făcut o intrare cum rar s-a mai văzut. Moșul a coborât în mijlocul micuților pe o tiroliană de pe una dintre cele mai înalte clădiri din oraș. Moș Nicolae i-a ținut pe copii cu sufletul la gură minute în șir. Deși știau că trebuie să vină din clipă în clipă, nimeni nu știa din ce parte aterizează. Moșule! Ai fost cu mintea? Ce vrei să-ți aducă moșul? Camion cu mașină. Ce vrei să-ți aducă în afară de jucării? Papușă. Ce păpușă? Cerulă, câteva haine, o păpușă Barbie. Creioane și carioci. Cu minte ai fost? Da. Cât de cu minte? Un pic de jumătate, dar promit că o să fiu foarte cu. Și pentru ca surpriza să fie mai mare, mai întâi au coborât spiridușii, unul câte unul. Apoi moșul și-a făcut apariția încărcat cu sacul de cadouri, nu înainte însă de a fi colindat. Moș Crăciun, plete d'albe, a sosit de plină mers. Mine moșul deja m-a adus. Ce ți-a adus moșul? Plete, titirez care se învârte. Cărți de povești, stilou. După ce și-au primit cadourile, copiii au plecat acasă hotărât să-i scrie și lui Moș Crăciun.